Bine ați venit la PokerStrategy.com, școala voastră profesionistă de poker. În acest video, vei învăța cum să folosești capitalul de start de 50 de dolari pentru a-ți construi bankroll-ul repede și cu cât mai puțin risc cu putință. Pe lângă factorul amuzament al pokerului, jucătorii acestui joc au, de obicei, două scopuri principale. Cu toate acestea, cele două scopuri se află la două poluri opuse. Jucătorul vrea să minimizeze riscul falimentului. Poate realiza acest scop dacă joacă pe sume cât mai mici cu putință. Jucătorul vrea să maximizeze bankroll-ul, banii de poker și câștigurile. Poate realiza acest scop dacă joacă pe sume cât mai mari cu putință. Combinarea acestor două scopuri și găsirea unei soluții de extragere a unui profit cât mai mare cu un risc de a falimenta cât mai mic. Acesta este scopul așa numitului management al bankroll-ului sau PRM. Managementul bankroll-ului precizează cât de mare ar trebui să fie bankroll-ul tău înainte de a crește limitele. Cât de mic poate ajunge bankroll-ul tău înainte de a coborî o limită. În general, așa numită regulă de 300 de big bet-uri s-a dovedit a fi de succes pentru scopul managementului bankroll-ului. Această regulă spune că pentru a juca la o anumită limită, ar trebui să ai cel puțin 300 de big bet-uri pentru acea limită în bankroll-ul tău. Asta înseamnă, dacă ai 300 sau mai multe big bet-uri pentru o limită superioară, poți începe să joci acolo. Dacă ai 300 sau mai puține big bet-uri pentru următoarea limită inferioară, ar trebui să cobori la acea limită. Punctul de început al carierei tale de poker constă în cei 50 de dolari din capitalul de start gratuit pe care îl primești de la PokerStrategy.com după ce ai trecut testul. Cu acești bani, începi a juca poker la limita 10 cenți, 20 de cenți. De îndată ce ai adunat 90 de dolari, te muți la următoarea limită. Aici joci până ai acumulat 130 de dolari, ceea ce reprezintă bankroll-ul necesar pentru a te muta la limita 25-50 de cenți. Poți avansa la așa numită ultima limită de la microlimite, adică 50 de cenți 1 dolar, când ai 300 de dolari în cont. Chiar dacă ar putea părea dificil în anumite momente, în special din cauza motivelor psihologice, trebuie să respecti cu strictețe drumul propus de PokerStrategy.com și când vine vorba de scăderea limitelor. Asta înseamnă, de exemplu, că ar trebui să părăsești limita de 10 cenți, 20 de cenți, dacă bankroll-ul tău scade de suma de 30 de dolari. Imediat ce ai acumulat din nou bankroll-ul pentru următoarea limită superioară, poți, bineînțeles, să urci la acea limită. În timp ce îți croiești drumul prin limite, trebuie să ai în vedere faptul că întreg sistemul poate funcționa dacă tu îl urmărești cu strictețe și scazi limita dacă bankroll-ul tău începe să dispară. Dacă aspectele psihologice te rețin să faci asta, atunci ai nevoie de și mai multe big bet-uri înainte de a urca limita. Dacă trebuie să cobori o limită, asta nu înseamnă neapărat că ești un jucător slab de poker. Câteodată pierzi bani din cauza unor serii de ghinioane. Drumul nostru previne falimentul din cauza acestor ghinioane și se asigură că vei putea în continuare să urci limitele, doar cu o mică întârziere. Dacă inimaginabilul se întâmplă și într-o zi îți pierzi întreg bankroll-ul, programul spune unui prieten al PokerStrategy.com te poate ajuta. Acest program îți oferă posibilitatea de a recomanda noi membrii PokerStrategy.com și să câștigi până la 100 de dolari pentru fiecare nou înscris, bani trimiși direct în contul tău de poker. În special la începutul carierei tale de poker, programul spune unui prieten este o modalitate rapidă de a-ți crește bankroll-ul. Imediat ce te așezi la masa de poker, deja trebuie să iei precizie. Câți bani ar trebui să am la masă? Regula limitelor meselor în poker răspunde la această întrebare. În fiecare mână poți investi doar cât ai în fața ta la masă. Asta înseamnă că tot timpul ar trebui să fii sigur că ai destule modalități de a extrage maximul de profit din mâinile tale puternice. Ar fi păcat să formezi un full house pe flop și să nu ai destule jetoane pe turn pe care să le investești. Este foarte ușor să calculezi maximul pe care îl poți paria în fiecare mână. Deci îți trebuie un total de 12 big bet-uri pentru a putea extrage maximul în fiecare rundă de pariere. Pentru a fi sigur că ești bine pregătit, ar trebui să ai tot timpul la masă cel puțin 25 de big bet-uri pentru acea limită. La nivelul de 10 cenți, 20 de cenți, asta ar însemna 5 dolari. Dacă scazi sub limita de 12 big bet-uri de care s-ar putea să ai nevoie în cazul unei mâini monstru, ar trebui să adaugi jetoane la masă, astfel încât să ai disponibile din nou cele 25 de big bet-uri. Ok, asta e tot despre managementul bankroll-ului pentru moment. Să ai tot timpul în vedere că există un motiv în spatele regulii de 300 de big bet-uri. Mulți jucători au falimentat din cauza că nu au respectat această regulă. Indiferent de cât de bun jucător de poker ai fi, nu vei câștiga tot timpul. De aceea ai nevoie de o asigurare financiară. Dacă ai grijă de acest aspect și îți îmbunătățești și dezvolți continuu jocul,
Ai tot ce trebuie pentru o carieră de poker pe termen lung. Baftă la mese!